Dar iată la ce mâncăruri s-a gândit Marius. Meniul denumit Ayurvedic cuprinde după cum urmează: salată de legume vesele și salată gunas. La felul 1 avem supă cremă de legume, iar la felul 2 piure șamanic cu ciuperci și legume bronzate. Desertul vine cu o înghețată, dar și clătite. Marius își joacă ultima și cea mai importantă carte la gazda perfectă. Azi poate răsturna clasamentul și își poate adjudeca marele premiu. Meniul l-a pregătit, însă trebuie să cumpere mai întâi toate ingredientele. Hai că ai ajuns și în magazin, Marius, până la urmă. Am ajuns, păi trebuia să ajung, păi despre ce vorbim, na, e normal. Ești pregătit de cumpărături? Sunt pregătit, adică nu o să fie pal, o să sunt foarte calm, să vedeți ce o să alerg, o să fie nebunie, ascultați-mă. Să înceapă nebunia, 30 de minute. Meniul este stil Marius, inclusiv ca și denumire. Prima dată trebuie să luăm apa, pentru că Robert, după cum știți, a făcut ce a făcut și nu mă joc. Ați rămas toți marcați cu apa. Am rămas marcat cu apa, vreau apă minerală și apă plată. Curbă dreapta cu semnal. Ușor. Fuu, meniu Ayurev. Nici nu pot să pronunț. Marius, ce-ai scris aici? Bă, unde găsim pâinea și crutoanele? În partea cealaltă. Nu mă ajutați, nu? Ba da, e aici, în magazin. Îmi rămâne mie acasă uleiul, că aș lua mai mult. Rămâne tot. Doamne ajută, e ok, fii atent, deci avem așa ceva, nu sunt cu d-astea. Ia și tu ulei de măsline măcar. Da, păi pe figuri. Bă, dar nu găsesc mazărea. E aici. Nu, că voi m-ați îmbârligat, fii atent, aici sunt conserve, nu e bine. Din câte mi-aduc aminte, meniu ayurvedic, e ceva legat de terapii. Așa, aici e porumb. Cald, cald. Ia uite mazărea, mă. Dați-mă, mă, la o parte, că iau mazăre. Hai, ia. Hai odată, mai repede. Salată gunas. Nu pot să ghicesc ce ar putea să conțină. 5 minute. Deci în 5 minute abia am luat mazărea, mă. Despre ce vorbim și apa? Înghețată spirituală. Cred că încearcă să ne joace feste, pentru că nu e desert, sunt convinsă. Să fie bine la toată lumea. Nu contează ardeiul cum arată, știu că tasta e 105. Știi tu? Salată personalizată de legume vesele. Păi ai făcut stand-up în fața castronului după ce l-ai spălat? Ia zi, câștigi în seara asta? Mamă, mi-ar plăcea, să știi, mi-ar plăcea. Dar oricum, cel mai important e să se simtă oamenii ăia bine, că eu am niște chestii mișto de făcut în seara asta. Și cred că o să le și placă. N-a fost niciodată, n-am avut niciun invitat până acum, se poate așa ceva? Păi formatul emisiunii este cu invitat și nu? Bă, nimeni nu a avut invitat, bă, dar ne-am zăpăcit. Avem o supă cremă plină de zâmbet. Mie îmi plac supele creme. Pauză un minut. Hai că opresc cronometrul. Faci așa ceva? Nu mă crezi? Nu, mă, tu mă și păcălești. Cartofi, cartofi, ca o ceapă, da, Cred că supa cremă, cred eu, ar putea fi una de linte. Deci eu am nevoie de vreo 20 de, că le-aș spune câte 2 sau 3. 20 de ciuperci? Fii atent, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, om împărțit la 5, egal 3, virgulă. Egal cu pi, da. Deci e bine, am zis maxim 3 de căciulă, da? Tu știi. Ciuperci bune. Asta e, mă, să fie bine. Piure șamanic cu ciuperci și legume, alte legume. Cel puțin aici avem și ciuperci. 11 minute. Mai am 11 minute? Da. E ok, oricum sunt în grafic. Piure șamanic cu ciuperci și legume bronzate în ulei. Au fost la mare acele legume. Hai la carne! Du-te, mă, cu carnea! Ce aveți, mă? De ce faceți, mă, mișto, mă? Nu există carne astăzi. Și avem un piure șamanic cu ciuperci și legume. Nu știu ce ar putea să-i facă piureului. Auzi, nu iau eu un de-asta de lămâie și gata? S-a terminat jucăria? Iei doar unul, ia două! Nu iau eu două? S-a terminat jucăria de tot? Ba da! Cu șamanii, din câte știu eu, e cu duș întors. Adică poate să fie foarte bine pentru tine, poate să... ce fac ei să se întoarcă împotriva ta. Mi-aș dori să nu fie un piure de cartofi. Asta este tot ceea ce pot să spun. Sărumâna, doamnă, îmi dați și mie niște măsline. Sunt contratimp, mă urmăresc băieții ăștia. Am o problemă mare de tot. Clătite dulci ale despărțirii. Marius, dacă se mai desparte vreo fată de tine, promit că ți-aduc eu clătite. Eu aș mai vrea să iau niște brânză. E mai în față. Fac pariu că nu o găsești. Păi da, mă, păi nu e...
Ce faci? Nu, aici sunt dulciuri, nu, m-ați îmbârligat, voi fugi! Fugi! Plătite dulci ale despărțirii. Uf, tot ce e bun și frumos ține puțin și ajungem la final. Chiar ne despărțim. Doamnă! Știți cumva unde este plicul, unde este praful de copt? Vă rog frumos! Unde-i zahărul, doamnă? Unde doamnă mai în față? Ziceți-mi! Stați așa, dați-vă numai puțin de tot. Stați că dau marșalier, exact. Mai în față unde? În partea aia? În partea aia, da? Cât de în partea aia, doamnă? Doamnă, nu vă s-ar părea praf de copt? Unde este? Care e primul, doamnă? Primul. Ăsta? Aici, în stânga? Nu, pe dreapta. Nu te urca pe scara acum. Aici? Ăla e. Bă, ești prost, uite aici. Praf de copt mai avem. Stai. Budincă, alea, figuri, chestii. Praf de copt! Un minut. Ce ai, mă, ești nebun, am toate alea. Carafă, ouă. Sigur? Ce n-am luat? Unde sunt ouăle, doamnă? Știți cumva? Ouăle? Da. Nu știu dacă s-a încadrat în timp sau în buget. Poate în buget, da, dar băieții de obicei sunt un pic dezorientați în supermarket. Doamnă, nu vă spărați, unde sunt ouăle? Unde, doamnă? Oh. Lângă tine erau. O, proaspete. Ce calitate? Calitatea, cea mai bună calitate. Gata? Cred că am terminat. Hey. Bravo! Eu l-am văzut la masă pe Marius un tip calculat și cred că s-a încadrat în timp, dar totuși la limită. Roșii am luat, brânză, măsline am luat, ciuperci, condimente aia, sare aia, frișcă, am luat! Gata? Mamă, ce am transpirat! Ești campion, hai să mergem acasă! Îl văd un tip pragmatic și cred că s-a descurcat bine Marius la cumpărături. Câți bani sunt, doamnă, până acum? Mă încadrez în 200 și ceva, doamnă. Poți să-mi iau și un aparat de ras? E bun la casa omului Marius, a dat doar 200 de lei din cei 500 puși la bătaie, s-a mișcat și repede, bravo lui! Ia uite, mă, m-am încadrat. Ce v-am zis, mă încadrez în 200 de lei cu toate? Dar de ce ai vrut să te încadrezi în 200 de lei? Crezi că îți rămân ție ceilalți bani? Am auzit că nu, aia e problema mea și puteam să-mi iau și eu niște chestii pe care nu le-am mâncat și eu niciodată. Vedeți, doamne, ce înseamnă, puteam să vă fac cinste cu niște alune americane, puteam să vă fac, da, aiurea. Las că-i faci cinste altă dată. Ești mulțumit de ce ai luat? Ce îmi pare rău că n-am mai luat peste, că aveam 500. Eu sunt îngrijorat că ai luat doar o căpățână de usturoi. Trebuia să iei două. Asta e acum. O căpățână luat de două? Da. Nu că mă joc cu ea, ascultă. Uite, o să vedeți. Eu trebuie să duc pixul ăsta unei tipe foarte mișto de acolo. Mă îmi permiteți? Hai să mergem. Adică am lăsat-o, fata aia m-a ajutat, că n-ați vrut să-mi dați pix. Despre Marius ce să spun, uneori are glume pe care cred că sunt eu mai blond așa și nu le înțeleg, unele. Dar în rest are glume bune. De-aia îmi plac mie oamenii eficienți. Cam greu. Cam greu, dar nu mă așteptam prea pe cuvântul meu, na, 30 de minute, serios. Să vezi numai cum o să-ți treacă 3 ore gătind. Da, sunt foarte curios, deci oricum nu mă așteptam. Deci nu mai zic nimic, mă duc, deci mă pregătesc de găteală. Văzând că este ro-vegan sau lacto-vegan, din câte am înțeles, nu cred că mă va impresiona pe mine, cel puțin, care eu sunt carnivor. Un lacto-vegetarian cam obosit, curios. Acum înțeleg și pe Tina, înțeleg și pe Cristina, înțeleg pe toți, să știi. Meniul tău o să le deschidă invitațiilor chakrele. Da, să vezi, o să intrăm în meditație, toată lumea, o să fie frumos de tot, băi. Ar fi tare de tot. Nu, în serios, nu se va petrece lucrul ăsta. Va fi totul, o să fie totul de bine. Dacă spui tu, știi cu ce nu te văd eu bine? Cu ce? Cu timpul de gătit. Crezi tu așa? Păi am dat drumul la cronometru. Nu, cum? Subtil. Aoleu, gata, păi hai că dăm drumul atunci. Pe mine nu m-ar deranja dacă meniul ar fi astăzi ovo-lacto-vegetarian. Nici de cum, cred că se poate mânca bine și așa. Nu e asta o problemă pentru mine. Vreau să știți lucrul ăsta, că înghețata a venit din India. Nu să vă spun acum ce înghețata este, dar credeți-mă că rar găsiți în țara noastră sau deloc
are o legătură cu călătoria lui în India. În primul și în primul rând am nevoie de oală. Vreau să începem cu supa cremă și piureul șamanic. Mie mi-ar plăcea să fie o supă cremă de brocoli. Am cunoscut un șaman, vorbea puțin și nu avea rețete. Uite, am aici rețetele. Păi dăm și telefonul dacă tot ești negustor cinstit. Vă dau și telefonul. Mi-am făcut poză la rețete, să știi. Ce șmecherie, băi, deci ce oameni. Eu sper ca Marius să se ridice la înălțimea meniului prezentat, pentru că este o prezentare foarte, foarte frumoasă și atractivă. Legumele le faci frumoase? O să le facem frumoase aici sub apă. E un lucru foarte important, pentru că cumva se curăță mai bine. Dacă mă gândesc că mama făcea pentru 4 copii, în fiecare zi o oală de ciorbă și un felul doi. În fiecare zi. Iar eu, la un moment dat, fiind considerat fițosul familiei, trebuia să-mi facă și mie, dar trebuia să-mi facă vegetarian, îți dai seama? Adică frații mei mai mari, în perioada aia, îmi spuneau prințișorul. La un moment dat, eu chiar am devenit cumva prințișor, în sensul că ați văzut, atunci când ești mic, ești destul de imatur. Când apăruseră telefoanele mobile, rămăsese și telefonia fixă. Și ce se întâmpla? De fiecare dată când voiam orice, se dădea bip, erau alea 3 secunde. Era genial. Eu sunam pe mama, mama nu știa cine e de obicei și îi spuneam direct, în alea 3 secunde, adu-mi și mie un pahar cu apă. Vă vedeți seama cât de nesimțit ajunsesem? Deci mi-am luat o bătaie atunci. Abia când am început să gătesc, mi-am dat seama că mama în fiecare zi făcea chestiile astea. Zici că vorbești de cei 7 ani de acasă? Dacă ceva ce mă ofică în viața asta e să tai ceapă. Ceapa ca ceapa, dar sper să nu plângi mai târziu din cauza invitațiilor. Ha, ar fi interesant. De bucurie, poate. Cine crezi că o să fie cel mai rău? Cel mai rău? Aha. Și cine ar putea să mă taxeze? Cred eu. Tina și cu... Mamă. Stai așa. Serios? Să nu crezi că de acum o să vezi lumea cu alți ochi. Cred că Marius nu are șanse să câștige cu acest meniu pentru simplu fapt că el practic nu gătește ceva. Tina și Robert sunt cu ochii pe mine astăzi. Cu acest meniu, indiferent dacă va fi executat cum trebuie, exact ca la carte, din punctul meu de vedere, Marius nu o să câștige. Bun. Tăiem cartofii pentru că va trebui să-i băgăm la supa cremă. Oare trebuie dovlecel? Glumesc, mă, sunt legume vesele. Culoarea asta, uitați-vă, vă rog frumos, uitați-vă la culoarea asta. Toată lumea râde, dar nimeni nu face nimic. De-aia merge comedia în România, mă. Serios, da. De-aia e cu stand-up-ul bine. Că toată lumea râde și când se duce acasă, lasă așa. A, clar că merge, e în regulă. Bă, da. Bă, ești ne... Bun, hai că mai am puțin și le pun pe toate. Dacă mi-am dat pe mână, nu mai face nimic, s-a terminat. Atunci s-a terminat. Ia uite, hopa. Le lăsăm să fiarbă. Hopa. Hopa, hopa. Trebuie să mărturisesc că da, îmi place meniul, îmi face poftă și mă bucur că nu conține carne. Totul bine, totul sub control. Vreau, o să stoarcem un pic cartoful. Pur și simplu, pentru că el își lasă niște zeamă. Și noi nu avem nevoie la legumele pe care le facem de zeamă. Pentru că în ele își pune, vom pune pe zmet. Și acolo e cu tot o altă poveste. Trebuie să punem și dovlecel. Facem același chestie și cu dovlecelul, ia uitați. Avem chestia asta, aia mă enervează pe mine cea mai tare. Atenție, facem așa. E bine? Și îmi dai eu seama. Totul este să nu te... Să nu-ți ieși degetele. Știți ce zic? Sau să nu-ți sară ceapa. Da? Eu așa stau. Eu. Nu contează. Sare de 3 ori nu contează. Important e să fie frumos. În momentul ăsta se mai poate băga pătrunjel chiar la supa cremă. Cumva este rețeta mea. Că acolo e de fapt tot gustul, nu ne-ai zis? Care-i baiul? Cred că intră 4 ouă. Pe aici sunt 100 de pârjoale. De, scuză-mă, legume... Bronzate în ulei. Deci ai răzălit legumele, ai pus ou și pesmet. Surprinde-mă în continuare. Pesmetul face povestea.
Mamă, da, câte am făcut. Mamă, câte am făcut. No, mamă, câte am făcut. Stai așa, că e prea multe. Nu, nu e bine. Nu. Deci aici sunt 30 de cuvânt. Mamă, câte am făcut. Să dea Dumnezeu să greșesc eu și să revin la tot ce e aici. Știi că normal se zice că trebuie pus să sare după gust. Ce-i drept, da. Eu sunt un tip gustos și tocmai de-aia am pus după gust. Văd că nu încetezi să te surprinzi pe tine însuți. O să mestec până se omogenizează. Practic mai am nevoie de pezmet. Sunt chestii nelipsite. Piper și vreau chiar să pun niște boia de ardei dulce. Cu fiertura cum stai? Cred că chiar oho. Da, e deja fiartă. Aici o să mai punem încă un pic de sare. Toate la locul lor, mai puțin un condiment folosit de două ori până acum. În cazul sării de Himalaya, mâncarea poate părea inițial nesărată, iar Marius a crezut că remediază acest aspect. Mamă! Dar dacă e prea sărată compoziția, putem drege cu un pic de lămâie, că doar suntem inventivi. Să mai punem niște pezmet. Plus încă o legumă care de fapt poate înlocui sarea din mâncare. Mamă, ce portoacă mi-a ieșit! Stați puțin că o dregem. Cu ce mai dregi gustul prea sărat? Mai punem puțin pezmet. Deja ai pus vreun kil. Am pus, important e că am pus. Am pus o lămâie. Adică de fapt am stors-o. A preluat soarea. Și acu' e acră, ghiși ce? Nu, acum e bună. Sunt genial. Deci mă întâlnesc așa, le-a venit treaba, da. Marius încearcă să se convingă pe el însuși de reușită. Așa își va convinge probabil și musafirii, spunându-le că e bună mâncarea lui. Să vedem dacă va reuși. Ta-na! Bună! Dar până una alta, mai are treabă. De exemplu, să bronzeze niște legume vesele. Am încheiat citatul. Se simte un pic lămâia aia. Dar să știți că a scos gustul de sare. Puteai prăji din start niște lămâie, dar măcar nu mai sunt sărate, vorba ta. Am impresia că s-ar putea să zâmbim mai mult decât să ne placă gustul. Dar hai să-i dăm înainte cu ceea ce Marius numește piure șamanic. O să iasă mai mult, dar o să vă placă. Arată bine, chiar arată bine mazărea. Vom pune de asemenea un pic de sare, însă vreau să gust acum, să fiu sigur că nu avem nici o problemă, că nu sunt deja sărate. E bine, e bine. Deci dacă auziți orez, să știți că de fapt e piure, de care o fi. Însă bucătăria lui Marius se pregătește de un ritual specific, așa cum numai șamanii adevărați, cei de prin Amazon, mai știu să facă.